Marți, la sediul instituției prefectului județului Suceava, a avut loc o ședință de lucru între prefectul Alexandru Moldovan și Mihăiță Gășpărel, inspectorul șef al Gărzii Forestiere Suceava, discuțiile vizând stadiul implementării campaniei naționale de împădurire prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență la nivelul județului Suceava. Începând cu data de 25 noiembrie 2022, s-a lansat campania națională de împădurire prin deschiderea sesiunii de depunerii a cererilor de sprijin aferente acestei măsuri de investiții. Această măsură constituie un real și mult așteptat sprijin pentru investițiile în noi suprafețe ocupate de păduri, măsură solicitată foarte frecvent în ultima perioadă de societatea civilă și numeroase ONG-uri. Prin implementarea acestei măsuri, terenurile degradate, terenurile agricole slab productive, pajiștile și pășunile cu o valoare ecologică scăzută vor căpăta o nouă valoare cu efecte benefice asupra mediului, climei și a habitatelor umane. În final, va crește și procentul de păduri raportat la suprafața totală a țării, care la ora actuală este sub media europeană de 38%. În cadrul acestei măsuri sunt eligibile următoarele cheltuieli: elaborarea proiectului de împădurire, realizarea împrejmuirii suprafețelor împădurite, împădurirea propriu-zisă, lucrările necesare de efectuat până la construirea stării de masiv. Alte beneficii conexe de care vor beneficia cei care aplică și implementează măsurile acestei campanii sunt: taxa de sechestrare a carbonului în cuantum de 456 de euro pe an și hectar timp de 20 de ani, pierderea de venit agricol în cuantum de 190 de euro timp de 12 ani de înființarea plantației. Interesul arătat față de această măsură se constată prin numărul mare de solicitări depuse în aplicația programului de gestionare a împăduririlor, special dezvoltată în acest sens de specialiștii Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Program menit să simplifice și să reducă birocrația, dar și să faciliteze accesul celor interesați. Sesiunea de depunere a solicitărilor s-a deschis în data de 25 noiembrie 2022, valoarea alocată acestei măsuri fiind de 500 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene. Până la această dată s-au înscris pe platforma programului de gestionare a împăduririlor un număr de 151 de solicitanți, din care 123 persoane fizice, 14 persoane juridice, 13 OAT-uri și o unitate de cult. Tot până la această dată au fost depuse 88 de amplasamente pentru verificarea eligibilității, din care acceptate 41, în curs de verificare 6 și un număr de 41 respinse. Motivul principal al respingerii îl constituie suprapunerea respectivelor amplasamente peste blocuri fizice APIA, constituite în pășuni cu înaltă valoare ecologică, suprafețe neincluse în categoria celor eligibile. Total, suprafețe amplasamente acceptate, 718 hectare, din care trupuri de pădure compacte, 713 hectare și 5 hectare perdele forestiere de protecție. În data de 20 decembrie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul 3070 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin care s-a aprobat schema de ajutor de minimis, sprijin pentru investiții în pepiniere și tehnologii moderne de producere a puieților forestieri, capacități de condiționare a semințelor forestiere și în realizarea de plantaje forestiere, urmând ca în perioada imediat următoare să se publice în Monitorul Oficial ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Programului Național de Redresare și Reziliență în cadrul acestei scheme. În acest context a rezultat necesitatea difuzării informației și către sectorul privat care ar fi dispus să aplice pe această măsură. În acest sens, instituția prefectului a transmis Camerei de Comerț Suceava o serie de date relevante, formulând invitația de a desfășura o întâlnire de lucru comună cu reprezentanții Gărzii Forestiere Suceava, în care să fie prezentate mediului de afaceri oportunitățile campaniei naționale de împădurire prevăzută de Planul Național de Redresare și Reziliență.